De ce toată lumea spune ție că ai o rochiță superbă? Pentru că oamenii sunt politicoși și pentru că respectă niște reguli de bune maniere și reguli de comportament pe care le-au învățat cei 7 ani de acasă. Mie nu mi-a spus nimeni că am un tricou frumos. Ba da, ți-am spus eu. Să înțeleg că nu atrag atenția? Nu. Ți-am spus eu, dar n-ai fost atent, pentru că te lege în timp ce stai. Uh-huh. Nu te mai legăna. Că îmi place așa să mă... Nu, legănatul la televizor nu e bine. Nu primul e bine. Rând te înjură toată lumea, în al doilea rând te înjură toată lumea și în al treilea rând te înjură toată lumea. Dacă mi-aș da tricoul jos... Da, te rog. Crezi că aș... Da, tu crezi că ar fi politicos să-ți dai tricoul jos la televizor? Dacă aș avea pătrățele, probabil. Păi ai pătrățele, ia. Dacă atunci le dai jos și le dau astea... jos. Nu le dau jos, le las pe mine. Ca să respectăm un oarecare protocol, dă-te-mi gură! Doamnelor și domnilor, Andreea Ștefănescu. Bine ai venit! O să ne întrebați cine este Andreea Ștefănescu și o să vă să începem să ne explicăm povestea printr-o altă poveste. Ea este un poem. Este un om care arată așa cum gândește, adică frumos, și își atrage binele prin bine. Știi să te porți în societate, știi să fii atentă cu cei din jur, ai învățat lucrurile astea, dar ai pornit de la un concept. Care este principiul de la care ai pornit în această îndelungată educație ta? Fred Astaire la un moment dat a spus că cel mai dificil lucru pe care copiii l-au de făcut în ziua de astăzi este să învețe bune maniere în civilizație fără a le observa. Și asta mi s-a părut cel mai trist lucru cu care societatea se va confrunta în viitor. Cred că asta a fost pasiunea care m-a împins, observând cum copiii din familii regale au acces la acest gen de informație și copiii de la mine din țară și copiii din familii ca a mea poate n-au avut acces la aceste informații. Să ne așezăm pentru și să vorbim despre toate astea. Ce asta zici? Vreau să spun, pentru că noi suntem doi oameni politicoși, da? Te vom invita pe canapeluță. Stăm relaxați și povestim. Relaxați, nu foarte relaxați. Nu foarte relaxați, da. Cât de relaxat poți fi în condițiile care știi toate regulile de bune maniere pe care cineva nici nu le poate observa? Nici nu mai poți să fii relaxat, pentru că ești tot timpul într-o vânătoare. Așa-i? Așa crede lumea, da. Cred că asta a pornit de la ideea de snobie. Atunci când imiți ceea ce vezi fără să înțelegi, devii foarte crispat. Dar atunci când cunoști cu adevărat ce se așteaptă de la tine, ce ar trebui să faci, cum să te porți, cum să vorbești, devii mult mai confortabil decât dacă nu cunoști regulile respective. Cum ai pornit pe acest drum și mai ales unde te-a dus el? Tu acum trăiești? În Dubai, de 10 ani. Perfect. Da. Și ai ajuns să lucrezi lângă oameni foarte importanți de acolo. Există reguli foarte stricte în ceea ce privește capetele încoronate din zona aceea de lume? Da, dar aici cred că vorbim mult mai mult de protocol decât de bune maniere. Protocolul în general este oficial, numele definește ceva ce ne unește între țări și culturi. Și protocolul este important pentru că, evident, când ai de-a face cu oamenii de o asemenea statură, la nivel mondial, trebuie să ai grijă de siguranța lor și nu numai atât, să-i faci să se simtă confortabil. În momentul în care un președinte sau un actor faimos sau un șeic ajunge să intre pe ușa avionului unde tu îi primești, trebuie să simtă că este parte din casa lui, că este o zonă intimă, o zonă în care se poate simți în siguranță, în care are drept confidențialitate, dar și respectul la care se așteaptă. Și suntem parte din eveniment de stat și atunci protocolul este foarte strict, da. Ca soțitor de zbor, pe asemenea linii elitiste, da, sunt și anumite taburi pe care trebuie să le ai. Da. Care sunt ele? Taburile din zona arabă, taburile în general se referă la diferite țări și culturi. Sigur. Așa cum și noi avem, deși noi nu observăm. Eu tot timpul spun, atunci când oamenii vin în Dubai, vor să vadă în general The Palm. The Palm este insula făcută de ei și eu îi duc, conduc și le spun la un moment dat, suntem pe Palm. Ei nu înțeleg, că văd decât străzi și clădiri și nu înțeleg cum adică suntem pe Palm. Asta nu e ce am văzut în poze. Dacă zbori deasupra palmului, vezi că este de palm. Sigur. Dar când ești pe palm, nu vezi. Evident. La fel și cu o cultură. Noi nu înțelegem câte taburi și câte diferențe avem față de alți oameni,
cât suntem în România și cât trăim într-o anume cultură. În momentul în care ești în cultura respectivă, și de asta sfătuiesc oamenii atunci când călătoresc, să nu călătorească în grupuri de oameni din aceeași cultură, pentru că nu poți cu adevărat să preiei câte diferențe există și să observi câte diferențe sunt la tine și să-ți observi propria cultură. Taburi în lumea arabă, pentru cei care călătoresc acolo, în general, noi când venim în România și în general bărbații stau cu talpa piciorului și arată talpa piciorului. Pentru arab este ceva ce nu este un tabu, de exemplu, nu poți să-ți arăți talpa piciorului. Ca femeie, nu o să fiu eu în general prima, mai ales ca stoardeză, care voi întinde mâna și aici în platou a trebuit să aștept ca tu, ca și gazdă, să întinzi mâna și să alegi dacă dai mâna cu mine, dacă mă iei în brațe, dacă mă saluți. Este din respect față de gazdă, din respect față de cine este mai sus ca tine în ierarhia socială. Și atunci, evident, atunci când vine și ei cu la bord sau și ei ca la bord, voi fi eu prima care va veni cu selfie sau se va îngrămădi să dea mâna cu persoana respectivă. Oamenii mă întreabă ce faci dacă în lumea islamică între un bărbat și o femeie nu se dă mâna. Nu este o regulă generală, dar va trebui să respecti cultura și să îi lași pe ei să aleagă dacă dau mâna cu tine sau nu. În cele mai multe cazuri, pur da, șeicul va întinde mâna și te va saluta. Ce sfătuiesc este că oamenii nu știu de multe ori cum se dă mâna corect. Mâna corect se dă nu ca Barbie doll, și nici în caz pe canapea, dar ar trebui să ne ridicăm vorbul ca să arătăm. Așa. Da. Nu se dă din umăr. Candle. Asta este ce face lumea, pentru că suntem foarte încântați și venim așa foarte grăbit de la depărtare și peste masă și peste tot. Întotdeauna se dă din închetura, cum se cheamă? Cot. Da, cot. Din cot și dăm noroc așa. În momentul în care cineva nu vrea să dea mâna cu tine din lumea arabă, atunci îți vei pune mâna de la cot, o direcționezi spre inimă. Și asta e ce vor face și ei. Și asta este un semn de a saluta. Și este cel mai ușor mod de a evita un moment neplăcut. Pentru că oamenii mă întreabă ce faci dacă nu mai am. Da, rămân cu mâna întinsă. Să trăiți, nu faci exact. Nimic. Exact. Învață-ne să ne așezăm, te rog. Așa, cum ne așezăm? Mai ales doamnele, în general, asta e ce se întâmplă. Mai ales pe canapea, când ne întindem așa ca un sac de cartofi. Dar când te așezi, întotdeauna le spun doamnelor, așezați-vă ca un lift, nu ca o scară rulantă. Scara rulantă merge așa. În niciun caz ca unul nu va dispărea și vă mai uitați și de 2-3 ori dacă este încă acolo. Dar noi suntem obișnuiți cu glumele astea, să mai trage scaunul, să mai... Nu e așa? De teamă. Mai uită partenerul. O doamnă trebuie să aibă încredere că este înconjurată de oameni. Da, glumeam. Și atunci când te așezi ca un lift. Liftul merge pe vertical în jos. Și atunci te așezi, îți întinzi rochea și întotdeauna genunchii și gleznele vor sta apropiate. Nu știu dacă se vede la cameră. Dar asta este felul în care ar trebui să ne așezăm jos. Nu, în general, femeile preferă să stea așa. Asta este o poziție pe care bărbații trebuie să o adopte. Mulțumesc! Cu plăcere! Nu prea îmi plac bărbații care stau așa. Da, nici n-ar trebui. De asta și spuneam, dacă ajungi în Dubai, este îngrozitor dacă ești obișnuit să faci asta, pentru că vei arăta talpa piciorului unui alt bărbat sau unui om de origine arabă și nu va fi prea bine primit. Dacă alegeți să stați așa cu doamnele, încercați să aduceți și cealaltă gleznă și să stați. Asta era poziția preferată a prințesei Diana. Tu ai făcut aceeași școală cu ea, de altfel. Așa-i? Da, am făcut. Deci toate poveștile astea pe care tu ni le spui acum ca fiind accesibile, tu le-ai învățat la școală și cu efort. Da. Unde se întâmplă asta? Ultima școală pe care am făcut-o, cea de care vorbești, este construită în anul 1800. În perioada respectivă erau sute de școli. Se cheamă Finishing School, nu știu dacă noi avem un termen în limba română, unde prințesele și acum, în general, sunt soții de diplomați sau fete din familii regale care sunt pregătite să fie foarte conștiente. E cultura, inteligența de cultură, de diplomație. Am dat 87 de examene scrise din 20 de țări diferite. Politică, cultură, taburi, ce cadouri se fac, ce cadouri nu se fac, stiluri de a cina, stiluri de a așeza masa. Sunt 4 stiluri oficiale, britanic, francez, continental, american, dar și diferențele culturale, cum se mănâncă în India versus cum se mănâncă în țările arabe. În țările arabe se poate mânca de pildă cu mâna.
se mănâncă. Astea sunt bunele maniere. În momentul în care lumea judecă foarte mult, și în special din țară, și asta e ce mă doare foarte mult, atunci când oamenii nu studiază. Și nu adaptează propriile convingeri. În momentul în care te duci la o masă în care toți ceilalți sau mulți dintre ceilalți aparțin lumii arabe, unul dintre ei cel mai în vârstă, de obicei, este cel care începe. Cel mai apreciat. Îți va așeza, eventual, dacă îmi soliciți mâncarea în farfurie, cu mâna. Da. Și tu vei face același lucru. Vei continua să mânci cu mâna. Da. Din respect. Din respect. De fapt, noi credem că ei fac lucrul acesta pentru că sunt mai sălbatici decât noi. Noi suntem cei mai educați. Ei bine, pentru cei care cred asta, cu adevărat, furculița s-a inventat în Orientul Mijlociu. Noi ne-a luat 300 de ani să acceptăm furculița. Ei au mâncat cu mâna pentru că este o întreagă știință în spatele mâncatului cu mâna. Nu se mănâncă oricum cu mâna, se mănâncă cu mâna dreaptă întotdeauna. Mâna stângă este considerată necurată, dacă nu murdară. Și se mănâncă diferit față de India, de exemplu. În țările arabe mâncăm decât cu 3 degete, adică întinzi în orez, că de obicei toate mâncărurile sunt cu orez, și împingi ei ca într-o lingură și direcționezi spre gură, și așa se mănâncă. Dacă alegi să mănânci ca în India, unde corect eticheta este să mănânci cu toate 5 degetele, un arab va crede că ești mult prea înfometat. Da, că ești culpav. Pe de altă parte, în lumea arabă, tradiționaliștii consideră că a te spăla de 5 ori pe zi nu e prea mult, ba chiar obligatoriu. Este, din cauza religiei. Da. Bun, ne întoarcem către cadouri. Da. Ce cadouri nu se fac în lumea arabă sau sunt considerate ofensatoare? Oh, păi să începem cu nimic ce scrie Made in Israel. E mai bine să evitați. După care nimic ce are... evident, vom evita alcoolul din motive religioase. De asemenea, pentru cei care probabil puțin știu, căței nu sunt priviți ca ceva curat. Nu trimiteți nimic ce are imagini cu canini, căței, animale, și nici reprezentații de oameni. Ei nu au foarte multe poze și dacă au, este o alegere personală, dar nu se fac cadouri de genul acesta. De altfel, dacă vă duceți la moschee în Abu Dhabi, încercați să nu aveți un tricou care are ceva reprezentații de oameni, de animale, pentru că în religia islamică reprezentația oamenilor nu este, doar Dumnezeu a format, a făcut. Doar că nu există icoane sau... Nu există icoane, nu, da, și atunci vă va ruga să întoarceți tricoul pe dos. Da. Singurul lucru pe care arta s-a transformat, pentru că există aceste restricții religioase, în caligrafie. În loc să picteze oameni, în lumea musulmană veche, se pictau litere. Și există tot felul de școli de caligrafie, cea mai ciudată dintre ele și mai minunată mi se pare cea de la Kufa, care este foarte angulară. Am văzut că, da, pentru tine am luat. Îți mulțumesc foarte mult, tu ești colier, Kufita, cu siguranță. Colierul meu preferat, da. N-aș fi reușit să decelez numele tău din ansamblu de brizbrizuri, pentru că e foarte încărcat ca să arate spectaculos. Este numele Andrei. Și vă dați seama, eu căutam numele profetului sau numele lui Allah, pentru că sunt obișnuită să fac asta. Primul lucru, decelez cele două nume. Bun, trecem mai departe. Cadourile care nu se fac sunt astea, gesturile care nu se fac sunt astea. Ce greșeli ai făcut vreodată pe care acum le privești cu umor? Oh, ca însoțitor de zbor pe o linie aeriană privată foarte înaltă. Sunt destul de multe greșeli pe care le faci, da, nu-i așa, le încerc să le... Sunt cu umor și de către cei cărora exact le faci. Am văzut, în schimb, o mare greșeală pe care am fost eu tentată să o fac prima și mă bucur că nu am făcut-o, dar am fost parte din eveniment. Soția șeicului a venit la bord și avea un ceas superb. La noi, în România, suntem obișnuiți, chiar un compliment în Europa, să admiri geanta cuiva, să admiri colierul cuiva, este un compliment. În țările arabe, dacă admiri un obiect al unei persoane, se simte obligat să ți-l ofere. Noi nu suntem, evident, în cazul ardezei, nu putem primi obiecte.
și a trebuit să-l predăm. Sheica s-a simțit obligată să-l ofere nouă. Noi a trebuit să-l predăm la birou și a trebuit să fie o situație de protocol în întreaga învergură în care ne s-a cerut iertare, a trebuit să fie înapoiat obiectul. Nu s-a primit obiectul înapoi pentru că nu se face. A trebuit compania aeriană să cumpere un obiect de aceeași valoare. Aceeași valoare ca să acoperim evenimentul care s-a întâmplat. Mai ții minte întâmplarea, norocul sau circumstanța care te-a dus să fii soțitor de zbor pe linia aeriană regală? Întotdeauna o să mi-l amintesc. Eu am lucrat acum 10 ani, lucram ca web designer și web designer nu este cea mai feminină meserie din lume. Lucram înconjurată de foarte mulți bărbați și băieți. Aici sau acolo? Aici, așa, în România. Eu am terminat facultatea în Franța, dar în arte plastice. Am fost și în Etiopia la un moment dat, câteva luni de zile, în vara respectivă. Și am făcut un pariu cu colegii, foștii mei colegi de liceu, care mi-au povestit prima oară de ce înseamnă să fii steward. Unul din verii unui coleg era steward într-o companie aeriană, el nu știa numele, din Orientul Mijlociu. Eu nu auzisem de Dubai în perioada respectivă, cu atât mai puțin de Emirates. Am ajuns acasă și am intrat pe Google și am scris 3 best Middle Eastern airlines in the world, care sunt cele mai mari companii aeriene din lume, din Orientul Mijlociu. Qatar, Etihad și Emirates au apărut. Am intrat prima oară pe site-ul de la Etihad, n-am găsit foarte nimic special. Apoi am intrat la Qatar și la Open Day scria că vin exact în vinerea respectivă. Cum e românul superstițios, am sunat-o pe mama. Mama, am făcut un pariu, vineri vine Qatarul să recruteze. Mama, păi trebuie acum să te duci dacă ai făcut un pariu. M-am dus acasă, eu, părinții mei locuiesc în Târgoviște, eu eram în București, m-am întors joi, vineri dimineața eram la Novotel, erau 800 de oameni, au închis ușile de la Novotel atunci, era în perioada în care a apărut și recesiunea și era o perioadă foarte grea, toată lumea încerca să-și găsească joburi și să plece din țară. Țin minte că am stat până când aproape leșinasem de foame, pentru că în mintea mea era ultima șansă să fiu între stoardeze și mi se părea că mă uitam la ele ca și cum erau fete pe catwalk. Și am fost... Am fost recrutat. A trebuit să înveți să vorbești limba? Nu. N-a trebuit, din păcate. Aș fi vrut să fi trebuit. Astăzi nu vorbesc decât 2-3 cuvinte. Shui, shui. Ușor, ușor, da. Da. Nu, în Orientul Mijlociu se vorbește engleză cu precădere, mai ales că localnicii reprezintă mai puțin de 10% din populația Dubaiului și atunci... Nu e nevoie. Nu este nevoie. E nevoie, în schimb, să ne gândim din când în când la bunele maniere ca fiind un fel de limbă universală care ne unește. Pentru că dacă nu facem asta, ne vom simți tot timpul încorsetați și vom fi tot timpul cu un băț în șira spinării. Mulțumim, Andreea Ștefănescu, pentru lecțiile acestea și pentru cele ce vor urma, pentru că nu se știe niciodată, abia așteptăm să te avem înapoi.